Da, ce faceți, bandiților? Azi am ieșit din nou la pescuit. Voi pescui pe acest râu, apoi ne vom schimba locația, de unde vom prinde și lipan. Haideți să vedem video. Da, am prins unul. Nu pe mână. L-am prins exact din apa asta mică. Hai să le liberăm. Uite, mă, de aici. Uite în partea aia. Da. Primul păstrăvior. Nu prea văd din gurița noaptea. Wow! Deci deasupra piaserii după ea. Nu știu dacă ați văzut. L-am scăpat. Margine. Aici. Da? Am luat unul. E destul de mic, îl zberăm repede. Hai. E tot cu păstrăm indigen. De ce? Apoi vom merge pe alt râu unde vom pescui. Pentru a ajunge pe acest râu va trebui să traversăm toată inima munților Apuseni. Chiar am ajuns la niște stâni, apoi ne continuăm drumul timp de câteva ore, până ajungem la destinația râului. Azi vom face o partidă de pescuit pe... Tocmai am prins, nu uitați ce coloristic are. Da, s-a dus. Într-o zonă ca asta, trebuie să ai grijă de două lucruri. Primul lucru, să ai grijă de urs. Și al doilea, de vipere. Pentru că la... în zona de munte există și multe vipere. Le lasă și aici un pic. Da? Am prins unul. Tot așa este un indigen. E deja destul de mic. Să-i dăm drumul. Toată apa e un repediș, cum v-am mai zis. Există și câteva cascade. Da? Ah, l-am scăpat. L-am scăpat. Există multă vegetație în apă.
adică mă refer ca mușchi. Iar aceasta îmi îngreunează un pic dacă la rotativă. Da, am mai prins una. A luat-o destul de frumos. Tot așa, uitați, coloristică. Îl păstrăm tot indigen. Voi ca să-l eliberăm repede. Da, vom elibera repede. Uite. Destul de frumos a fost. În comparație cu râurile trecute, mănâncă puțin mai diferit în această zonă. Da. Mănâncă mai diferit pentru că, hai mă, atacă mult mai diferit lingurit, ca nu și unde există, uitați, frumos colorat, se dă drumul, da, s-a dus. Din asta e bine să aveți o mulinetă cât de cât cu un tambur mai gros care mulinează mult mai repede. Da, am avut un atac, să vedem, nu-i mare, mic, nu pot da seama. Ah, din nou, mai încercăm o dată. Am urcat la altitudine data asta, pentru că s-a mai încălzit afară. Undeva la 20 ceva de grade. Bine, nu în zona aceasta, dar aici sunt undeva la 18-17 grade. O zonă cam greu accesibilă. Ah, ce l-am scăpat. Exact cum am zis, nu știu de unde poate ataca peștele. Peștele în această zonă, v-am mai zis, mănâncă puțin mai... am avut un atac. Deci în zona asta am avut vreo 3-4 atacuri pe măsură ce tot am urcat. Să vedem aici dacă nu stă ceva. Ai, nu cred. Nu cred. Nu am fost atent și n-am scăpat. Am păstrat frumos. Nici n-am apucat să mulinez prea repede. Da. Am mai prins unul. Are o coloristică destul de faină, în sensul că uitați ce galbenit pe dedesubt. O să-l liberăm. A fost un păstrăv indigen mic. Mai facem un săl de data asta pe aici. Da. Deci nu o să vă vină să credeți, am prins un lipan la rotativă, uitați, cam așa arată lipanul. Am prins un lipan, pe seamnă și bun asta, puțin, uitați, cam așa arată lipanul, deci lipan la rotativă, uite. E lipan la rotativă. Deci, la muscărit ai avea șanse mai mari, adică foarte mari, când vine vorba de lipan, mai ales că lipanul nu prea ratează ținta,
Deci când vine vorba să prindă, prinde, nu ratează musca. Vorbesc de muscă pentru că lipanul la muscă mănâncă. Dar ciudat că l-am prins la rotativ. Nu mă așteptam, poate nici voi. Ciudat că am prins lipan la rotativ, nu mă așteptam. Am mai auzit că s-a prins, am avut un atac frumos, hai vedem, îl prindem. Deci e un păstrăv frumos. Să ne încercăm o dată. Da. Nu știu dacă ăsta ne-a venit, dar oricum e destul. Uitați aici, e frumos. Eliberăm repede. Uitați ce coloristică are. Hai, uite. Vom mai face un lanseu, pentru că mi s-a părut că a fost mai mare celălalt pește. Da, am avut un atac, încă un atac, două atacuri. Da. O facem un lanseu și aici. Da? Am prins unul. Pumpe mâna! Prindem peștele, stai mă. Da. Tot așa. Un indigen. Hai du-te. Da, s-a dus. În caz că vin jandarmii, va trebui să le achit o taxă de 18 lei. Aceasta pe lângă permisul valabil. Deci dacă nu ai un permis valabil, nu vei putea plăti doar taxă. Pe lângă taxă va trebui să ai acel permis valabil. Voi da aici, dar voi pescui de jos în sus. De fapt, trag în diagonală. Pentru că acum peștele nu te vede așa repede. Apa este destul de curată. Da, uite una. Destul de lin. Eliberăm repede. Tac. Ua, ce l-am scăpat. Da. Am mai prins un nu. Mă uite mâna. Mâna în apă. Mâna în apă. Desfacem peștele. Hai. Asta am cam luat tot ancora. O să desfac cumva. Da, am reușit. Uitați ce culoare are. Hai, s-a dus. Întotdeauna voi trage în diagonală în asemenea locuri, pentru că da, pentru că cuprime mult spațiu în care lingurița va lucra. Hai să te facem repede. Tot așa un pui de pește. Uitați, indigen. Este cap. În cele din urmă a schimbat și lingurița. Da. Din moment ce a schimbat lingurița, am reușit să prind unul. Am pus un MEPS cu paletă galbenă. Ăsta e indigen, destul de frumos. Vom elibera în apa adânca. Asta.
frumos colorat. S-a dus. Da, aici mai în jos. Am o creangă ce mă încurca, dar voi putea lansa. Pentru că suntem profesioniști, nu? Bandit profesionist. O să vedem. Primul lansă nimic. Da? Am reușit să mai aduc unul în fața camerei. Să rompă mâna. Totdeauna fi să agață. Tot așa. Indigen care s-a dus, face un sel aici, da, un mic. S-a dus foarte bine, face un lansur pe partea alaltă. Nu am trage. Ah, m-a scăpat. Da. E trist. Destul de mic. Deci vom elibera repede. Tocmai ce am prins unul, să-l eliberăm în apă mică, să vedem cum fuge. Haideți. Da. Tot așa un indigen frumos colorat. Îl eliberăm repede. Tot așa un lipan. Uitați.
o să-l eliberăm repede. Tot la rotativă mi-a intrat destul de frumos. Frumos. Voi încheia și această partidă de pescuit. Până data viitoare, numai bine și nu uitați, fiți bandiți!